ce? Salut, ai zis? Buongiorno. Cristina? Da. Eu. Suntem avem două antrenamente, să zicem ca o evaluare pentru noi, ca să ne vedem în ce formă suntem după o perioadă foarte lungă, o pauză. Fiecare s-a antrenat în echipe, dar nu și națională. Cineva a avut și pauză din echipe destul de lungi care nu s-a antrenat deloc, cum au fost sărbătorile. Și acum foarte mult mi-aș dori să nu se accidenteze nimeni, să fie într-o formă destul de bună și să ne întoarcem cu un rezultat pozitiv. Și nu contează de scor, contează cum noi echipa o să fim și cum noi să ne simțim. Le doresc la toate fetele noastre succes, cum am semnat cu Gloria. E echipă destul de tânără, fetele sunt tinere acolo, au multe de învățat. O să le ajut, o să le ajut cu ce o să pot. Am ales România, am ales Gloria pentru că, așa cum am fost accidentate, am pierdut foarte mult din forma mea și nu am putut să ajung la o echipă mult mai performantă, dar efectiv o să am timp aici să-mi revin la forma mea care am avut-o, poate și mai bună. Cu echipa asta o să mergem în prima ligă și acolo o să creștem împreună toți, cu și echipa și eu personal. Efectiv o să pot să vin la național într-o formă mai bună și asta mă bucură. Despre Muntenegru știu doar că este o jucătoare care joacă și în România, la Poli Timișoara. În rest de jucătoare acolo nu prea cunosc, nu le știu. O să le aflăm acolo când la meci. La primul meci eu cred că o să le studiem și o să aflăm cine sunt, ce reprezintă toată echipa. Și în al doilea meci eu cred că o să ne fie mai ușor, după ce o să le știm, cunoaștem deja. Cel mai memorabil meci pentru mine... Cel mai. Wow. Sincer, nu pot, nu știu acum să-l zic. Cu Andorra. A fost un meci destul de ușor, eu aș zice, și după gol s-a văzut. A fost prima echipă care noi credeam că o să ne fie foarte greu, dar am avut noi lotul nostru național, era o echipă foarte bună, o echipă unită și cantonamentul ăla, meciurile alea, au fost foarte puternici pentru noi. Am avut niște rezultate personale, cât personale, atât și colective. Cum ai reușit după accidentare să-ți revii moral și până în ziua de azi să muncești zi de zi? Nu a fost ușor, absolut deloc. Primele săptămâni au fost cele mai grele, deoarece luptam și cu mine și cu durerea de la genunchi. În schimb, după, am avut familia alături. Am avut-o pe mama alături, care a venit acolo, m-a ajutat și m-a făcut mai puternic, adică cu prezența ei acolo m-am simțit mult mai puternic, am simțit că pot, aveam sprijin și mi-a dat forță să merg mai departe, să nu mă opresc acolo. Efectiv, cu fotbalul să mă opresc, cred că accidentarea asta și nici dacă ar mai urma, sper să nu mai fie, dar dacă ar mai urma, nu cred că m-ar opri să mai joc fotbal, adică aș face tot posibil și aș munci individual, singur, așa, în fel, ca să pot să revin pe teren, dacă nu o să pot să ajung la nivelul ca să fiu la național, în schimb să fiu la o echipă, efectiv, pentru că nu cred că aș putea să nu joc. Da, aș munci, aș avea o muncă, aș avea un job, dar nu cred că pe lângă el nu aș face și fotbal. Dacă nu amator, atunci profesional. Multe jucătoare au reușit să, nu știu, să promoveze acum din campionatul Moldovei în alte campionate, mult mai bine, pentru că un pic mi-a dezvoltat în România față de la noi și sper să învețe ceva acolo, dar să vină cu ceva nou anume pentru ele, să muncească mult mai mult, chiar dacă văd acolo cum e aici la lot când se întoarcă, adică să muncească, să arate asta că au învățat și pot mai mult. Sper să ajungă mai departe de România. Nu până acolo, să fie asta primul pas și mai departe să ajungă mult mai sus.
Între bunii sunt foarte puțini suporteri comparativ cu echipa națională. Lasă un mesaj pentru ei. Le doresc să vină cine iubește fotbal cu adevărat, să vină în tribună să ne urmărească. Nu e atât de ușor sportul ăsta, dar e de colectiv și așa cum suntem noi aici o echipă, cu suporteri din tribună facem o echipă și mai mare și efectiv cu asta putem să fim și mai puternice. Așa că așteptăm pe toți în tribună, dacă nu în tribună, atunci la televizoare, pe internet, laptopuri, să se uite la meciurile noastre, să analizeze și nu să-și dea doar o părere, dar să vadă și părțile bune care le avem, pentru că noi le avem. Hai Moldova!